piețe, că aveți un proiect la un moment dat, vă aveați arhitectul șef, că veți reamenaja Piața Victoriei, Piața Unirii. Da, domnule, până acum am făcut 3 concursuri din asta. Dacă vedeți rezultatele, începeți să plângeți. Concursuri de arhitectură. Vă rog să respectuos să vă aduceți aminte la Hala Matache. Și la Hala Matache, care construiți Hala Matache? Hala Matache, doamna, am găsit și eu pe unul, pe doi oameni care vor să o facă pe banii lor. I-am chemat, le-am explicat, le-am spus și, surprise, pământul a fost dat de sectorul 1, a fost dat în concesiune, deși nu aveam nicio treabă, că ori singură ori... Nu, doamnă, terenul de unde vreau să construiesc Hala Matache. Pe trotuar, doamnă, și mergând în adâncime. Și mai mult decât atât, mi-a explicat primarul sectorului 1 că l-au depus gaj la bancă pentru un împrumut care l-au luat. L-am rugat ca până la sfârșitul lui 2014, ba da, doamnă, l-am rugat ca până la 2014, acum grija mea e alta, vă spun sincer, să mai vreau ăia să vină.